Cu învățătoarea Marcela Constantin din comuna Giurgița, soarta nu a fost prea generoasă. A fost bolnavă de mică, apoi părinții i-au murit și a ajuns în grija bunicii. Cu toate acestea, nu a renunțat la școală, a urmat cursurile facultății de teologie, apoi a făcut sacrificii pentru a obține un post în învățământ. Dar Marcela nu știa că, după toate aceste greutăți, avea să mai primească o lovitură. În tot acest timp aveam, în continuare, nu știam, aveam un nodul pe creier, o tumoră. Deși la București toate tomografiile spuneau că e totul foarte bine, că s-a cicatrizat, că s-a vindecat operația. Mi-am dat și eu gradul 2 și pe profesor de religie și ca învățătoare. Am dat gradul 1 pe învățător și acum în martie mi s-a agravat acel deficit motor pe care îl aveam. Deci nu era o paralizie prea accentuată. Mă descurcam dacă am putut să fac naveta 2 ani la master la Craiova și am aflat că este un nodul inoperabil. Tocmai de aceea nu s-a intervenit atunci în 91, care a început probabil să crească. Un medic de la București i-a recomandat să meargă la o clinică din Germania, dar costurile exorbitante au împiedicat-o să ajungă acolo pe 13 ianuarie, când era programată la operație. Era o clinică privată care nu lucra cu formularul E112 și cu casa de asigurări internaționale. Am încercat să fac un dosar pentru casa de asigurări, l-am întocmit, dar nu m-a ajutat la nimic. Operația era 50.000 de euro în afară de costul însoțitorului. Marcela și bunica ei trăiesc din salariul de dascăl și pensia de 370 de lei a bătrânei. Școala și elevii sunt pentru ea singurele bucurii ale vieții și nu vrea să renunțe să meargă la serviciu. Păi îi spun prietenii mei să stau acasă, să nu mai vin la școală, să mă pensionez pe caz de boală sau să merg să mă internez într-un centru de protecție, eu și bunica mea. Nu știu, cel puțin că sunt la școală cu copiii, uit de celelalte probleme care le am. Am venit cu bastonul în mai și ei observă că ori mai pot să merg și când merg printre băci mă țin cu mâinile de băci și mi-aduc ei caietele să le corectez. Cei care vor să o ajute pe învățătoarea Marcela Constantin să își plătească operația care i-ar salva viața pot face donații în contul afișat pe ecran, deschis la Banca Comercială Română, titular Constantin Marcela, iar cei care doresc să o cunoască o găsesc în satul Giurgița.